dragi prieteni, filmul sau viața, Diana Gheorghean abia așteaptă să ne mai povestească ce a făcut și ce n-a făcut. Cum a fost ea în Grecia și cum a petrecut, cum și-a făcut ea vacanța în septembrie în loc să meargă în iulie sau august. Actriță veche, nouă, talentată, genială. Andrei Tinu, om de litere, om politic, om de media, de toate. Bine ai revenit. Și Radu Solcanu, actor. Că doi actori, îl încadrează la mijloc pe un tânăr politician. Bine te-am regăsit. Îl prind în clenciuri. Bine ați revenit toți. Titanic, 1997. Ne mai amintim imaginile? Ne mai amintim muzica? DiCaprio, Kate Winslet. Oscaruri multe. Oscaruri multe. Cam prea multe. Cam prea multe, da. James Cameron, vedem trailerul și apoi revenim și în realitate. To the likes of her. Don't come any closer. Let go. No, you won't. You will not to see that boy again. I'm the king of the world! What made you think you could put your hands on my fiance? It's not up to you to save me, Jack. He's got you trapped. If you don't break free, you're gonna die. The ship, there's only so many places she can be. Find her. După ce am văzut Iceberg-ul ăla, m-am jurat ca o perioadă să beau whisky-ul fără gheață. Impresionant, nu-i așa? Filmul secolului, al mileniului, cel mai mare film al lumii, Diana. Nu, nu e chiar cel mai mare. Dar de ce nu? Nu, mi se pare prea mult. Sincer, eu când am văzut transpunerea acestui film, acestui, mă rog, acestei întâmplări tragice, sincer, n-am fost extrem de încântată. Și acea tragedie m-a impresionat mult prea mult ca fapt, ca realitate, încât o ecranizare a întâmplării nu mi s-a părut cea mai bună idee. Deși a fost, din ce am înțeles, datorită încasărilor, un film extrem de... profitabil. Exact. Și bine, nu, n-am... Dacă ce, nu mă înșel, siropos? Dacă nu mă înșel, încă e pe locul întâi în topul încasărilor din toate timpurile. Da. Dar e prea siropos? Ce? Nu, muzica aia care se ducea pe 3 ore de spectacol? Poate că era cea mai frumoasă chestie, muzica. Vaporul, sincer, care 45 de minute se tot scufunda în timp real. Mult, da. Prea mult. Așa. Prea mult și... Nu cred. Nu înțeleg apetența spectatorilor pentru un eveniment de în sensul... Vor să vadă o poveste de iubire petrecută în ipostaze extraordinare. Extraordinare. Nu? Da, un romantism. Nu, ce presupunea romantismul în literatură, în muzică, nu? Da. Chestii extraordinare. Da, însă nu știu cât mai este valabil
acest romantism într-o situație atât de... Uite, Andrei, fii romantic. Tu ți-ai fi dorit să fii pe Titanic acum 100 de ani? Eu mi-aduc aminte că când am văzut filmul acesta, eram în clasa a 6-a, a 7-a și toate colegele mele de clasă plângeau. Erau nebunite după Leonardo DiCaprio. Normal. Și după muzică și atunci era și perioada, să zic așa, primelor mele iubiri și a fost interesant și frumos în egală măsură. Dar tocmai de acum vin de la un simpozion în care au vorbit doi academicieni și mă simt și eu, așa, pentru că vorbim de lumea filmului. Au vorbit despre Titanic? Între doi artiști. Nu, și unul dintre academicieni a făcut o anecdotă. A strănutat cineva din prezidiu și el i-a urat sănătate, dar și noroc, pentru că sănătoși poate erau și cei de pe Titanic. Dar dacă n-ai noroc, just, în viață poți să... Radu, dar e pentru un actor rolul ăsta al junelui prim, e cam știu, rolul vieții lui. Frumos al cinematografiei americane, Leonardo DiCaprio, da. E un rol interesant de... și mă rog. El mi se pare că a jucat și într-o ecranizare după Romeo și Julieta, nu știu cum, da, modernă, așa. Da. Dar Titanic-ul cum a fost făcut, parcă seamănă chiar cu povestea lui Shakespeare, nu? Da. Și lumile alea care se bat între ele, clasa da, de sus, clasa de jos, nu știu ce, exact, iubire imposibilă. Exact. Ușor comercial a prins la publicul american și mondial, de fapt. De ce să nu? Dovadă și încasările și... Bun. Probabil că la vremea aceea asta se cerea sau se mai cerea sau nu știu, acum povestea de dragoste... Nu? Crezi că nu? Ba da, dar sunt perioade și perioade când avem nevoie să ne întoarcem și la povestea de dragoste. Bun, hai să vedem ceva real. Un colier de pe Titanic care era expus într-un muzeu, mi se pare că în Copenhaga, a fost furat. Ce miză presupunea acel colier? Ce s-a întâmplat cu el? Vedem câteva amănunte și apoi comentăm. Un colier ce a aparținut unui pasager de pe vasul Titanic a fost furat ieri dintr-un muzeu din Copenhaga. Bijuteria plecată cu aur făcea parte dintr-o expoziție temporară ce găzduia obiecte ale pasagerilor celebrului vas de croazier. Pentru găsirea colierului, poliția daneză a oferit o recompensă de 1000 de euro. Da, 1000 de euro pentru un colier. Recompensă. Cât o fi valorat el, nu știm. Cred că ăla din film valora mai mult după... Da? Ce-a, crezi? Aveau o piatră prețioasă. Păi ăla despre multe, care se vorbea în film, că bănuiesc că la filmări nu le-au dat bijuterii reale, nu? Nu e voie. Și chiar mi se... Era filmul ăla lui Tatos în anii 80, în care ăia mâncau, se puneau prafuri peste friptură ca să nu mănânce. Da, să nu mănânce recuzita. Recuzita. Te rog, Andrei. Îmi aduc aminte că în finalul filmului doamna aceea venerabilă care a supraviețuit aruncă acea piatră, da, acea nestemată în mare. Da. Păi o fi aruncat și ăștia colierul mare. L-au furat și după aia, uite, domnule, oceanul. Să-și ia oceanul plata. Oceanul plata. Dar de ce? Nu e și ceva mistic aici? Că marea, oceanul își cere tributul. Din asta când în când, ce câte o corabie trebuie să se scufunde. În ceea ce privește viețile umane, da? Plata așa materială, sincer, nu cred că e o plată. Cred că e o metaforă și aici. Tot așa se pune accentul pe deplasarea, hai să spunem așa, deplasarea interesului față de aspecte, asupra aspectelor materiale, așa, se mută centru pe cele spirituale și asta mi se pare senzațional. Adică o lume dominată de materie, căreia se mai atrage atenția că de fapt spiritul este mai important decât materia. Cred că aici filmul ar avea. A, și spiritul Titanicului supraviețuiește în ciuda faptului că totul se pierde. Mai puțin acea piatră, acea... Exact. Așa cred eu, cel puțin așa, sau cel puțin așa aș vrea eu să... Calea sunt efemere și că până la urmă energia noastră transmisă chiar și după moarte și care se păstrează așa, pâlpâim ca niște lămpi. Dar tu crezi în viața de după moarte? Adică un suflet care se păstrează, spiritul care... Nu știu neapărat dacă asta, dar cred într-o speranță, într-o ultimă licornă. Da? În ceva care la un moment dat va învinge această stare apăsătoare care nu-ți dă niciun fel de speranță. Chiar cred în chestia asta. Crezi că filamentele noastre se vor păstra? Andrei, Radu, vă întreb pe amândoi. Amprentele noastre, da.
Să fim așa niște beculețe care pâlpâie din când în când, chiar și după ce noi nu mai suntem. E o întrebare foarte grea și... Păi nu, vă întreb la tinerețe, că dacă erați înaintați în vârstă, Doamne ferește, vă ziceam, Doamne, lasă, intre de altceva. Să nu se simtă oamenii, da. Da, nu, eu cred într-o viață de dincolo, în care poate aflăm și răspunsurile pe care le-am căutat în timpul vieții. Și cred că, de fapt, asta înseamnă viața, o permanentă căutare a unor răspunsuri. Asta e concepția mea. Și în momentul în care le găsești, înseamnă că te-ai desăvârșit și din punct de vedere spiritual, chiar dacă material poate nu mai există. Da, da, da. Le găsești, ai distrus miracolul. Și dacă ai distrus miracolul... Păi, cred că găsirea asta vine la sfârșit. Da, strivim corola de minune a lui. Eu strivim. Nu mă bag în polemică, eu sunt ușor mai practic, nu sunt ateu, dar momentan sunt pe carpe diem, așa că... Bun, atunci spune-ne drept dacă îți convine rolul lui DiCaprio din Titanic. Dacă se face un remake, joci? Da. Dacă ești, da, te bagi? Da, de ce nu? Bun. E o provocare. Dar Oliver Twist îl joci? Da, da. Păi avea câțiva anișori, cum îl ce contează? Dacă îmi dau ciocul jos și mă tund un pic și stau... Și așa, mai ghemuit pot și... Să... Da? Bun, hai să vedem ce a ieșit în 2005 lui Roman Polanski, marele, marele regizor, care a ecranizat acel roman fabulos al lui Charles Dickens. Oliver Twist. Please, sir. I want some more. What? Oliver Twist has asked for more. For more? That boy will be hanged. You know you've got no father or mother, and that you were brought up by the parish. Yes, sir. You have come here to be educated and to be taught a useful trade. Take down the shutters. Clear the office. Say your prayers. Yes. Let the boy alone. Let him alone. Well, everybody's let him alone. His mother, father, and all his relations has let him alone. So we need someone who don't. My name is Jack Dawkins, better known as the Artful Dodger. Oliver Twist. Why are you known as the Artful Dodger? That's why. Oliver Twist! I hope I have the honour of a more intimate acquaintance. Come on, Oliver, join us. Put yourself under Fagin and you'll be able to retire and do the genteel. Police are engaged in searching for Fagin and William Sykes, a well-known dangerous villain. You know what this is? Fancy that, your famous Fagin. Da, un film, cred că la fel de mare ca și romanul. Toată atmosfera dickensiană a fost surprinsă și cu Ben Kingsley acolo, fabulos. Repet cuvântul, dar fabulos vine de la fabulă în rolul lui Fagin. Așadar, Oliver Twist, da? Îți păstrezi decizia de a juca? De ce nu? Dacă s-ar face o continuare a romanului, m-aș băga. În care Oliver Twist crește, se însoară. După 20 de ani. Ajunge în marile speranțe la vârsta respectivă, da. Ne place așa să ne uităm spre copilărie, nu? Chiar dacă acea copilărie e chinuită cu orfani, cu sistemul ăla de asistență socială din Anglia victoriană, din Imperiul secolului al XIX-lea. Da, e o zonă... sumbră. Da, cenușie. Dar copilăria, lăsând la o parte acea zonă sumbră, cenușie... a romanului, timpul în care se desfășoară romanul. Cred că reîntoarcerea la copilărie nu e altceva decât o renaștere a fiecărui individ. Uite, eu spun din punctul meu de vedere.
care am 50 de ani, da? Cred că e o lume abracadabrantă care învinge bariera timpului, a prezentului. Ori chestia asta este senzațională. Crezi? Da. Sincer, cred. Și cred că de asta ne și plac atât de mult aceste filme care oglindesc perioade din copilărie. Da, cred da, că da. Tot stânjim după reîntoarcerea la timpul ăla minunat în care totul era posibil, în care nu aveai niciun fel de îngrădiri și în care visai cap-coadă. Adrian Păunescu spune: când dulci colind de cad, simțim nevoia vie de o casă, de un brad și de... Exact. Copilărie. Copilărie. Da, Dickens a scris în vremea lui, el n-a scris retrospectiv. Lucrurile astea se întâmplau. Da. El e un pictor al contemporaneității lui. Ca și în Peter Pan, paradoxal, când ești copil îți vrei să devii mare și când ești mare ți-ar plăcea din când în când să revii la copilărie. Mi-mi place doar mic. Dacă s-ar putea să fiu da, doar mică, mic. Mereu mică? Mereu mică. Dar nu mai ajunge actriță dacă ești mică. Și ce dacă? Dar eram mică mereu și totul era posibil. Dar când erai mică, visai să ajungi actriță? Nu, vreau să fiu căruțaș. Căruțaș? Da, mă fascinau caii și am înțeles că numai așa pot deveni. Și ai avut ocazia în filme, în... Nu zic în teatru, că pe scenă intră mai puțin cai, nu? Nu, nici puțin în film. Cai, nu? Nu, nici în film. Da, ce facem noi cu iluziile astea pe care copilăria le redeșteaptă în noi? Mă gândeam acum, copilăria nu ține seama de bariere sociale sau materiale. Când ești copil, exact, nu te gândești că ești în Africa și ai un singur băț și îți imaginezi că ăla e calul tău sau că e mașina ta sau că e ce vrei. Sau când ești, nu știu, America, să spunem, și ai o cameră imensă plină cu jucării sau cu orice, de care te plictisești la un moment dat și nu le mai simți farmecul. Când ești copil, ești acolo și n-ai griji materiale, nu știu, tot felul de griji. Ești tot spiritul. Acționează, bun, da. Am înțeles. Bun. Mergem la cei care n-au avut copilărie. Orfani în Oliver Twist, orfani în România contemporană, un român de-al nostru din România anului 2011, bine, când s-a întâmplat faptul, era cu ani în urmă, a fost declarat mort din greșeală. Când s-a născut, s-a provocat acolo o eroare medicală și juridică care l-a nenorocit pe omul respectiv pentru toată viața. Un bărbat din Iași cere statului român 1 milion de euro daune pentru o eroare de acum 30 de ani. O eroare care i-a schimbat însă viața. Omul a fost despărțit de mama sa imediat după naștere pentru că medicii l-au declarat din greșeală mort în spital. Și-a petrecut copilăria prin orfelinate și abia acum câțiva ani, cu ajutorul unei fundații, a reușit să-și găsească familia șocată de cele întâmplate. Bărbatul nu vrea să lase greșeala care i-a furat copilăria nepedepsită și s-a hotărât să dea statul român în judecată. Gelu Pintilie împarte zâmbete. Sunt două cuvinte sfinte pentru el. Pare greu de crezut după o copilărie în care s-a simțit al nimănui. Dar, spune chiar el, optimismul a ajutat să treacă peste toate și... E familie care sunt din Anglia și aici sunt eu. Și ei te-au crescut? Deci m-au sprijinit până acum. L-au sprijinit să-și recapete viața furată dintr-o greșeală în spital. S-a născut în 1980, în toiul unei petreceri. Mama era la o nuntă când i-a venit sorocul. A născut acolo, iar un medic a venit să o consulte. Așa a început drama. A menționat faptul că eu am febră și că sunt distrofic și la 3,150 kg copilul este distrofic și va trebui să meargă la spital. M-a ridicat din brațele mamei și m-a dus la spital fără mamă. L-a dus la spitalul de copii din Pașcani. Mama l-a căutat a doua zi, însă fusese transferat în altă unitate medicală. Aici mamei s-a spus că bebelușul ei nu mai este în viață. I s-a spus că, din păcate, copilul dumneavoastră nu mai poate fi recuperat pentru că este incinerat, a decedat. Femeia a făcut mormânt și a aprins lumânări an de an, deși în sufletul ei n-a încetat să simtă că fiul ei trăiește. Tot timpul când stăteam la masă, fata mea plângea și punea o furculeță și o lingură și o hărbuie. Zic că uite-i băiatul meu, mămică.
Între timp, Gelu a fost plimbat de la un orfelinat la altul. La vârsta majoratului a fost aruncat în stradă. Norocul i-a scos în cale niște oameni cu inimă mare. Un ONG l-a ajutat să-și descopere originile. Ea m-a căutat pe mine, eu pe ea. În 1999, după aproape 20 de ani, mama și fiul s-au revăzut. I-au zis că nu este în curte copilul meu, pentru că știu că este mort și nu are cum să fie aici. Eu m-am uitat la ea, ea la mine, vă dați seama... A fost un șoc pentru ea și pentru mine. I-a luat câțiva ani să treacă peste șoc, să se cunoască, să recupereze măcar o parte din timpul pierdut. Acum Gelu și-a adunat povestea vieții într-un dosar gros, cu acte. Vrea să dea statul în judecată, să ceară cuiva socoteală pentru ce i s-a întâmplat. Cere despăgubiri de 1 milion de euro, nu pentru a se îmbogăți, promite el, ci pentru a-i ajuta pe cei care sunt acum în situația lui. Au nevoie de medicamente, au nevoie de o cantină, de o haină. Va urma o luptă grea, pentru că printre toate filele strânse în dosar nu există și un certificat de deces, dar avocatul Gelu e convins că îl poate ajuta să-și facă dreptate. Da, un Don Quixote care se luptă cu birocrația din România. Foarte ciudat totuși, doctorii îl declară mort. Asta mă gândeam și dar apoi copilul este preluat în instituții publice. Atunci când o ființă umană este preluată spre creștere, educare, nu știu ce, într-un orfelinat, trebuie să ai o sursă, nu, de proveniență a produsului respectiv. Până și la bunuri se face proces verbal, a venit din partea aia. Predare și primire. Bineînțeles. Cine l-a predat? Pe ce baze l-au declarat mort? Spunea că nu există certificat de deces. Nu, e cumplit, e ceva... Că dacă era găsit pe treptele orfelinatului, era una, dar el a fost preluat dintr-un spital în orfelinat. Probabil că o fi decedat cineva și un alt copil și atunci au făcut o... Încă o eroare. Încă o eroare, da, este posibil. Oricum, un destin schimbat. Un destin schimbat. Nu poți să știi ce putea să devină omul ăsta dacă stătea lângă familie, lângă... Știi ce am sesizat în ultimul timp? Că o mare parte din personalul care lucrează cu nou-născuți sunt extrem de abrutizați. Nu mai au sentimente. E obiectul muncilor, dar nu mai au un minim de sentiment. Da, e ca și cum muți un pahar exact. De aici colo. Muți un copil, da? În cazul ăsta e o greșeală scuzabilă. Numai în cazul ăsta, când am mutat paharul. Dacă viața unui om nu poate să... Asta încerc să spun. Dacă n-aș fi abrutizată, cred că mie îmi pare rău de un pisic care îl găsesc la gunoi, îl iau și îl hrănești și îi caut un stăpân. Adică... Și asta am sesizat-o nu numai în... cazul redat acum. Adică instituțiile din România se întorc la un fel de Oliver Twist. Da. Oliver Twist mai vrea. Ce mai vrea? Mai vrea o lingură de mâncare. Cum mai vrea? Băiatul ăsta va fi spânzurat. Exact. Dar despre asta e vorba. Adică se pune cu sistemul respectiv. Unde se trezește? Apropo de sistem, mi-aduc aminte de tot într-o emisiune de-a ta mai demult, un domn care... a fost declarat mort, da. Că murise cineva și i-au găsit, dădea alt mort. Și erau obligați să preia alt mort acasă. Ei spuneau, nu e mortul nostru, nu seamănă, nu. Totul se rezumă la o statistică. Este mortul, este singurul mort pe care îl avem în ziua respectivă, trebuie să-l preluați. Societatea aluneca pe o pantă, nu știu, nu greșită, dar ciudată, în care trebuie să am întotdeauna un răspuns concret, trebuie să am întotdeauna un vinovat, trebuie să cât intră, atâta iese. Avem indici, avem medii, coordonate, avem pe cap de locuitor, avem virgulă X, exact. Avem coșul 0,0, exact. Da? Dar noi, sporul cu tare, da. Dar noi, oamenii... Nu, asta deja... Eu nu sunt 1,2 oameni, sunt 1,0. Așa cum sunt cu bune și cu rele. Da. Just. Deja noi, societatea asta, constat că oamenii din societatea pe care o alcătuiesc acum nu mai comunică. În general, oamenii monologhează dacă ai sezizat. Pur și simplu, e o stare de... non-comunicare generală. Și atunci este normal și un accident de genul ăsta. Normal, între ghilimele, evident. Nu poate să fie normal. Dar când ești orb, ești orb până la capăt. Da. Și culmea situației e că acest eveniment nefericit s-a petrecut înainte de Revoluție. Deci nu poți să spui că domnule Vestu... De personalul adică e ceva medical. Care s-a împământenit aici. Da. O rigiditate, să zic așa, și a sistemului. E o tradiție a erorii. Gândiți-mă, România... Cât ne-am luptat noi ca să ajungem la ideea de malpraxis.
să fie cineva, o asistentă, tras o infirmieră, un doctor, dumne, tras la răspundere pentru eroare evidentă care a fost demonstrată. Nu exista așa ceva. Indiferent ce se întâmpla cu pacientul, nu exista vina nimănui. Ca în poliția rutieră. Și acum, mortul câte inovat. Cazuri de malpraxis sunt? Acum. Sunt finalizate. A. Că așa doar... 0,5 vorba statisticii, da. Bun, de la orfani, unde putem să mergem decât la vagabonzi? Vagabondul, cel mai celebru din filmografia mondială, din cinematografia indiană și nu numai, Raj Kapoor, 1951. Și apoi vedem și ceva impresionant din India zilelor noastre. Par jo idhar muh tere dam bhar jo idhar muh tere ho chanda main tumse pyar kar lunga nazrein to char kar lunga मैं चोर हूँ काम है चोरी मैं चोर हूँ काम है चोरी दुनिया में हूँ बदनाम दिल को चुराता आया हूँ मैं यही मेरा काम हो यही मेरा काम आना तू गवाही देने मैं उनसे प्यार कर लूंगा नजरें तो चार कर लूंगा. Da, bineînțeles că se cântă, fiind filme indiene și acolo, ba cânta unul, ba cânta altul, am ales momentele în care cânta mai mult el. Da. El se chema Raj Kapoor. Raj Kapoor. În realitate, în filme era Raj Kumar, personajul respectiv. Ceva da? Curaj. Păstrat premiul. Ceva curaj. Ceva curaj, da. Peste tot ceva curaj. Vagabondul. O grămadă de spectatori și în România și pe mapa. Film care a marcat generații. Da, la da, vremea da, respectivă, anii 50. Un fel de rebel fără cauză pentru Hollywood. Da. Cu James Dean. Dar de ce? Că omul iarăși e vagabond de mititel, nu știu ce. Acum, nu știu, bănuiesc că... Deci filmul a fost în 51, mi se pare. 51, da. Făcut. Era perioada de după război. Lumea avea nevoie de muzică, de uitare, exact. De pansarea rănilor. Da. Plus că cinematografia indiană se bazează, să spunem, 75-80% pe filme muzicale. Oricum ei sunt primii producători de filme din lume, Bollywood-ul. Da. Puțină lume știe. Sute mii de filme. Mai prolifici decât Hollywood-ul. Da, mai prolifici decât Hollywood-ul, da. Eu am avut plăcerea să merg în India. Și nu la Bollywood, dar am văzut India și este fascinantă și, nu știu, recomand tuturor să meargă să facă o excursie în India. Eu am stat o lună, am văzut de la nord la sud, de la est la vest, am avut ocazia, am fost unul dintre fericiții. Dar e adevărat că sunt discrepanțe foarte mari, e un clivaj între clase. Locuiam la un hotel de 5 stele și jos, în fața hotelului, erau niște șanțuri cam peste tot, pe străzi, de oameni își făceau nevoile în plină zi. Serios? Fără nicio jenă. Ridicau sariurile, da. Îngrozitor. Femeile, bărbații, fără nicio problemă. Și sunt palate lângă... Deci, nici nu pot să le spun cocioabe. Te ascult spunând asta și uite, la începutul de septembrie a trebuit să ajung și la München. O problemă, mă rog, la o clinică medicală, mai puțin e important asta. Important e că în München am văzut aceiași indieni extrem de curați, extrem de civilizați, care nu făceau ceea ce spui. M-a șocat. Uite, deci chiar în minte și societatea avut. Te mai educă? Cred că îți impune. No? Cred că e un mimetism, mai mult decât... Sunt niște convenții pe care trebuie să le respecti. Da, trebuie să le respecti, da. Chiar la asta mă gândeam, pentru că se distingeau în masa nordicilor, care erau așa pe tipologia ta, și erau atât de închiși la culoare și frumos colorați și extrem, extrem de civilizați. Și te ascultam acum și zic, Dumnezeule, ce discrepanță. Mi-a povestit un prieten care tot așa a fost în India,
că îi pun leșurile celor decedați, le pun pe apă să plutească cu o lumânare sau fără lumânare și da. le dau foc înainte, da, le incinerează și ele plutesc așa incinerate, arzând, plutesc pe Gange, da. Da, 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 sunt anumite regiuni ale Indiei, ale Indiei sunt... Iar o plată dată Gangelui de data asta. Da, 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 apa care mereu își cere... Purifică. Purifică. Apa care purifică, de fapt... Asta e. Da, Gangele care de fapt e cel mai poluat fluviu din lume. Este cam de 2000 sau de 2500 de ori mai poluat decât ar fi normal să fie o... Și la câțiva metri de leșurile alea care plutesc așa, merg de-a lungul fluviului. Spală. Oamenii exact. Pescuiesc sau spală rufe cu leșie da. De-aia da, 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 care da, se da. Folosea și la noi în vechime, da, 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 da. Sau cu scânduri. Cu... Mă, una peste alta este fascinantă, recomand tuturor. Am văzut o spălătorie așa la Discovery, da? Erau pe Gange organizată, m-a fascinat. Erau niște cutiuțe așa multe care pătrundeau în Gange și erau sute, zeci cât plonja aparatul de filmat de lucrători, care tot loveau cu niște spatule de lemn în acele materiale. Da. Și m-a șocat, așa le spălau, prin lovire. Ce am văzut în acel documentar, păi, m-am impresionat de obicei, rufele se spală prin frecare. Prin frecare, nu, ăștia loveau. Dai cu bățul, da, în, da, da, tesătură, cu bățul în tesătură, probabil erau tesături groase. La noi la țară mai există obiceiul cu maiul, să speli rufele cu maiul. Da. Da, ei. Dar era imaginea senzațională, vreau să spun. Impresionantă, impresionantă. Da. Bun. Vagabonzi, vagabonzi, vagabonzi. Hai să vedem și o mașină din aur din India zilelor noastre. Așadar, o lume, altă lume, cele două extreme ale unei societăți foarte, foarte interesante. Cea mai prețioasă mașină din lume a fost dezvelită cu mare fast în India, costă aproape 5 milioane de dolari, însă face toți banii, asta pentru că e acoperită cu 80 de kilograme de aur, de 22 de carate, 15 kilograme de argint și 10 de pietre prețioase. Mașina a fost ornată de cei mai pricepuți bijutieri indieni, tocmai pentru a marca 5.000 de ani de la apariția acestui meșteșug prețios, dar extrem de migălos. Bijuteria pe patru roți e unicat și va fi plimbată prin toată India pentru a fi admirat. Apropo da. De ce spuneai, de polarizare și de... Da, da, da. Țara extremelor. Fac exact. În șanțuri și... Dom'le, în India este și casa de locuit cea mai scumpă din lume. Am dat-o, mi se pare, anul trecut la o emisiune de-a noastră, care costă aproximativ $1 miliard. Repet, nu $1 milion de dolari. Ea costă $1 miliard. La fel, cu aur, pietre prețioase, totul. Un lux orbitor. Un miliardar indian și-a făcut chestiunea asta. Păi, e mizilic 5 milioane pentru o mașină bătută în pietre scumpe. Sandwich. Da. Absolut, da. Bun, la o altă scară, să zic așa, acest lucru se întâmplă și la noi. Că și crezi? Noi ieșim pe stradă și vedem o grămadă de mașini de lux care peste poate Miuhen, de da, care poate Miuhen nu sunt așa. Nu da. Sunt, deci te rog să mă crezi, chiar n-am văzut niciun Porsche Cayenne. Niciunul. Serios. Și bine, n-am stat decât 3 zile, dar nu am văzut mașini scumpe. Dar poate românii își permit mașini de astea mai fițoase, așa, mai... Dacă e să ne luăm după PIB și... Dom'le, dacă avem bani... Raportat PIB-ul pe cap de locuitor... Iarăși, la noi pe și... cap de locuitor, da. Nu, da. Iar ajungem la 0-0. Păi stau pe iceberg-ul de pe Titanic cu piciorul stâng și stau cu piciorul drept pe foc și bineînțeles că mediul o duc bine, da? Bine. Da, da, da. Visul românului este să facă bani. Face bani, nu contează ce, cum, cei care fac bani. Și pe urmă, ce vrea românul care are bani? Vrea o mașină de jumătate în de milion în de... Rând. Da, în primul și în primul rând. Casa, mai puțin casă, pe urmă casa. Ai, pe planul 2, o casă, o vilă luxoasă cu tot felul de nebunii. După ce și-a luat acea mașină, mai vrea încă una și sport, să spunem, de vreo 200 de mii de euro. Și s-ar poate și a treia, nu știu, să fie acolo de rezervă. Să spunem. Asta, de aici și apoi avem... spune, domne, a venit criza, este îngrozitor, da. Nu mai merg afacerile. Da, da. Păi cum să-ți meargă dacă tu faci investiții colosale în bunuri de lux, în loc să reinvestești profitul în firma aia mititică sau mai mare pe care o ai tu, nu? Nu, și parcă
toate lucrurile astea care frizează un lux așa, da, exacerbat, nu știu, ca un locul în peisaj. Nu știu, poate dacă aș fi la Monaco sau la, da, Saint-Tropez, da, aș vedea aceste mașini super luxoase, mă rog, parcate lângă chei, unde vezi legându-se, exact, iactori. Nu știu, parcă sunt în peisaj. Dar la noi, pe niște ulițe de-astea dosnice... Vezi din groapă în groapă, când vezi bătrânelul care muncește cu mânuța zbârcită de atâta muncă și bătrâna care este evident că doarme 5 ore pe noapte ca să poată să aibă mâine un dumicat de pâine. Nu înțeleg, sincer, nu înțeleg. Era un banc foarte bun, scurt, îl spun pe scurt. Da, 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 da. Un italian, un neamț și un român mor și ajung la poarta raiului, mă rog, și întreabă Sfântul Petru, ce, măi, tu cum ai murit? Întreabă pe italian. Ce, bă, eu mi-am luat un Ferrari de jumătate de milion de euro și la un moment dat n-am fost foarte atent, mergeam pe acolo pe Italia, pe la San Remo, pe curbe nebune și am căzut în mare și... Tu, neamțule, germanule, cum ai murit? Păi eu mi-am luat un super BMW, ultimul tip, răgne, tot așa de vreo 400 de mii de euro și mergeam prin Germania, prin munți, pe acolo și nu am fost atent și am sărit și am căzut. Și tu, române, eu mi-am luat un super, super mașină, nu știu, nu-mi vine în minte firma acum, de, da, un milion de euro și, păi, și în două săptămâni am murit de foame. Da. Azi de necaz. Bun asta, da. Dar e pentru societatea românească, e aproape proverbial bancul ăsta, nu? Știi ce cred? Cred că pune și alunecarea asta către luxul ăsta așa exacerbat. E tot o alunecare către copilărie. Da? E tot o cosmetizare. Când așa visam, cred eu, cel... da, visam în copilărie la, da, chestii ceva în pietre care scumpe, nu poți să le... ce, e intangibil. De basic. Exact, da, exact. Pietre scumpe, mașini scumpe, haine, castelul de firmă. De fleștar. Exact. Da. E poate o reîntoarcere la acea zonă abracadabrantă. Sau dăm în mintea copiilor, ca să zicem. Sau cine știe, poate și asta. Poate și pe vremea toată lumea avea Dacia și fiecare își imaginea să aibă o mașină mai altfel decât... Nu cred, Andrei, cred că tocmai, chiar și acum, voi, generația voastră, faptul că ai asemenea bunuri, extrem de bombastici. Aproape overreaction, știi? Care îți scot ostentative, te trimit așa într-o zonă de basm, de putere nemaipomenită, pe care în copilărie, cred că toți, indiferent de perioada istorică, ne-o dorim. A, o să ajung mare, o să fac, o să... Cred că toți copiii... Numai că acum nu mai dorești un cal, îți dorești 100 de cai. Exact. Și ai prin Porsche. Cayenne, sau... În general, pe măsură ce crești, ajungi să-ți dai seama că poate n-ai nevoie, așa ar fi logic și așa normal. Ar fi logic. De ce-ți visai tu încă vrei un palat, un casă? Asta, să spui, domnule, vreau și un apartament sau o casă unde, exact, să locuiesc. O mașină cu care să mă deplasez, nu să mă afișez. Exact. E părerea mea. Da, și a mea. Da. Și când ajungi spre finalul vieții, îți dai seama că mai ai nevoie sunt de un singur lucru, și anume de sănătate. Da. Da. Că ăla ți-a ceva mai repede. Mergem la Charlie Sheen, care are nevoie mai mult decât de sănătate. Și anume are nevoie de bani, de foarte mulți bani, pentru că omul a filmat în avans 180 de episoade dintr-un serial în care el apărea într-un rol principal. Și atunci, pentru că episoadele nu au mai fost difuzate niciodată, i-a dat un judecată pe respectivii și îi se vor plăti 100 de milioane de dolari ca recompensă. S-a întors norocul pentru Charlie Sheen după o perioadă în care a primit lovitură după lovitură. Acum e din nou soare pe strada lui. Actorul ar fi ajuns la o înțelegere cu Warner Bros., compania care l-a concediat și va primi 100 de milioane de dolari, 25 de milioane acum și 75 de milioane în următorii 7 ani, ca plată pentru cele 180 de episoade în care a jucat deja, dar care nu au fost încă difuzate. Da, păi să ai 100 de milioane de dolari, uite, 25 vezi? Pe loc, 75 în rate. Credeam, pentru că mă gândeam că la noi, dacă ai filma, să zicem, nu știu, vreo câteva episoade și nu s-ar difuza, oamenii ar zice, ar ridica din numeri, pare rău. Asta e. Nu avem ce să facem. Gustul public, domne, nu se uită, nu e rating, nu s-a dus lumea la cinema să vadă filmul. Uite, mă gândeam la ce spuneai înainte, la discuție. La criză și la 100 de milioane de dolari, euro, mă rog, mă gândesc că... Pentru undeva... singur om? Da, aici, totuși sunt niște contraste la nivel global, tot ce
pe tot mapamondul. Este incredibil. De ce un actor poate să câștige atât de mult? De ce un fotbalist poate să câștige atât de mult? Și de ce un medic care muncește, da, și care salvează viața? Pentru că publicul care se uită la serialul respectiv, pe postul respectiv american, consumă publicitatea care se difuzează în timpul serialului. Crezi? Și din publicitatea respectivă, postul respectiv câștigă câteva miliarde, probabil. Și din miliardele respective, are să-i dea și lui Charlie Sheen un mizilic de 100 de milioane de dolari. Da, dar nu-i drept. Dacă tot am de ce nu e drept? Nu-i drept, că e o discrepanță fantastică. Eu cred că tu ești invidioasă pe Charlie Sheen. Nu, să-ți dea ție postul da, ăla. Da, sunt invidioasă, că aș fi... Warner Bros. Să-ți dea ție 100 de milioane. Nu, dar nu mă gândesc așa, dar dacă, Doamne ferește, Charlie Sheen sau acel, mă rog, acei indivizi care au acel post, da, care spui tu, potențial post, și care au acele sume fabuloase, au nevoie de un medic care este incompetent și care nu îi va putea trata și care, mă rog, respectiv, vor muri. Dar tu nu vezi cum mor pe capete din cauza abuzului de alcool, de droguri, de nu știu ce, marile staruri? Uitați-vă la procesul acum. Tocmai. Medicului lui Michael Jackson. Asta exact mă gândeam, că... Adică, la, și la ce i-a folosit vorba bancului? Ce face? Se mormântează cu miliardele alea? Cred că trebuie lumea reașezată într-o altă matcă. Cred că sunt prea mari discrepanțe. Este inadmisibil. Chiar, nu știu, gunoierul care mătură zi de zi. De ce să aibă suma atât de mică raportat la muncă și la viață? De ce? Apropo de discrepanță... Tu ceri mai multă echitate, da. Apropo de discrepanță, după aia vin și la echitate. Charlie Sheen a cerut 100 de milioane pentru că nu a primit banii pentru câteva episoade pe care le-a filmat și românul acela care și-a pierdut 20-30 de ani din viață, a stat orfan, a cerut un singur milion. Da. Și nu pentru el. A spus că vrea pentru ceilalți, pentru orfani, pentru casele de copii, pentru... Bine, așa cer toți. Probabil o să aibă și el ceva, dar... Toți când cer o despăgubire spun, dom'le, voi dona ulterior pentru cauze caritate. Ce vrei să spui? Că fiecare om are prețul lui, nu? Da, cred că da. Înțeles. Cred că nu i-ar strica 100 de mii de euro omului respectiv. Deci e cumpărabilă. Își ia o mașină, vorba aia. Deci conștiința e cumpărabilă, am înțeles. Da, cred că da. Cred că ar uita destul de repede faptul că... că a fost lăsat fără familie. Dar nu, cred că va face și fapte de caritate. Dar din păcate, cred că unii gândesc așa. Da. Și apropo de echitate, acum am văzut și la televizor, sunt toți frământări din acestea sociale, chiar și în America, și mă uitam pe fluxul de știri mai zilele trecute, că chiar un laureat al primului Nobel a spus că Marx avea dreptate. Deci s-ar putea să revenim la niște lucruri care poate unii nu și le doresc. Și la teoria plus valori. Că fiecare om capitalismul are o valoare poate adăugată ajuns exact, la un maxim. La un prag. Exact. Și acum începe declinul. Dar asta rămâne. Cine știe, să apucăm să trăim. Că noi am trăit ambele epoce aici în România. Și comunism asta a doua și a fost mai condensat. A fost acum, așa mai... Da. Știi? N-am înțeles. Repede înainte. Au fost la filmul sau viața trei oameni geniali. Diana Gheorghean, Andrei Tinu, Radu Solcanu. Până data viitoare, purtați-vă de grijă, frații mei. Vă lăsăm cu Alina Manole, Luna Pătrată. Și apoi, bineînțeles, tăiați.